Salutare, am reajuns în Iași. Iașiul pentru mine este un oraș de suflet. Sunt un pic mai departe de fapt de Iași, dar sunt în casa lui Dan Carp, care a muncit de zonă, aș pune casa în picioare, pentru că Dan s-a ocupat de managementul de proiect al șantierului acestei case. Este o casă micuță, cochetă, compactă, dar cu o serie de particularități și este pe structură din CLT. Este prima casă pe structură de CLT din zona asta din Iași și a fost o experiență chiar interesantă pe care vă invit să o urmăriți. Fiecare vizualizare pe care voi o faceți, noi, creatorii de conținut, câștigăm de la YouTube o serie de bani. Pe eșoflete.ro câștigăm lunar câteva sute de euro ce vin din astfel de vizualizări, plus din banii pe care cei aflați în comunitatea eșoflete.ro, Carpe, Ucenici și Meșteri, donează de bunăvoie. Ne-am hotărât că în această perioadă în care au loc aceste conflicte și în care noi facem în continuare conținut dedicat construcțiilor, vom dubla din banii noștri această sumă lunară pe care o primim de la YouTube și o vom dona mai departe către diverse asociații ce se ocupă de acțiuni umanitare pentru sprijinirea refugiaților de război din Ucraina. Și aici când am arătat Adriana conceptul, mi-am pus mine în cap, am zis văleu, bine, hai să vedem ce facem, pentru că zona asta este foarte vitrată și atunci, având o structură de tip fagure, așa ajunge de fapt să lucreze, ca un fagure de albine, structura, ai un colț care e foarte rigid, colțul din partea cealaltă, și ai un colț care e foarte flexibil. Colțul rigid o să tragă colțul flexibil după el, pentru că suntem în zonă seismică. Și atunci riscul era ca modulul ăsta de aici să se miște așa, la cutremur. Da. Ok, nu o să-ți pice casa în cap, că e mică, dar ți-ar face flenduri ferestrele. Și atunci au trebuit inserate, cum e pila aia de acolo, de exemplu, sau cum e stâlpul de pe colț, elemente care mai temperează mișcarea, știi, care o mai rigidizează. Sau golurile de ferestre care creează perforații în partea cealaltă, care slăbesc zona foarte rigidă. Ca să nu se încarce așa de tare. Și asta e de fapt provocarea, pentru că e și clădire foarte înaltă. Știi? Și fiind clădire înaltă pe picioroange, ea se rotește. Și de aici combinarea asta cu stâlpii, în care am prins stâlpii rigid, pentru că una e să ți se miște așa și alta e să l-ai prins să ți se miște așa. Și atunci prinderea asta de fapt antrenează gâtul stâlpului. Nu se mișcă structura pe vârf, ci trage de stâlp. De-aia, de aici povestea stâlpilor. Am înțeles, da. Pe care și tu i-ai... I-am comentat și eu. E comentat. Da. Dar îmi place cum a ieșit. Adică, dacă am putut avea aici geamuri de jur împrejur, a fost foarte fain. Și fără contravântuiri și fără alte alea. Asta îmi doream, un fel de spațiu în care să văd afară, să fiu mai aproape de curte. Deci ce probleme s-au cauzat stâlpii ăștia? Pentru băieții care au pus stâlpii, care au făcut fundația practic, trebuiau să-i alinieze foarte bine. Da. Deci alinierea pe beton, mai ales că nu erau chiar puși jos, cumva sunt înălțați un pic. Da, se intre mortar sub ei. Da, chestia asta le-a dat bătăi de cap și a fost destul de complicat de făcut. Asta a fost practic problema cea mai mare. Și după aia când a venit dirigintele, a măsurat, a trebuit mutat un stâlp. Care? Și când am mai avut și noi probleme cu mutat stâlp. Unul pe partea asta, nu mai știu care, unul din șirul ăsta. Trebuia mutat puțin mai spre grădină. Și apoi când au venit băieții cu lemnul, cu montajul CLT-ului, iarăși emoții, să vedem dacă la măsurătoare iese ce trebuie. Și n-au fost diferențe mari, cred că un centimetru. Și când ai văzut că se montează CLT-ul, cum a fost atunci? Mi s-a părut foarte tare cât de repede se ridica. Adică una e când știam că merge repede, că se construiește în doi timp și trei mișcări, dar să o văd efectiv cum se ridică a fost o experiență foarte faină. Băieții au lucrat foarte bine, adică n-am avut cu ei. Păi, cu Andrei și cu Gabi am lucrat, știu cine a lucrat aici. Dar chiar mulțumesc pentru recomandare și că ai propus pe ei, pentru că ne-am înțeles foarte bine. Sunt câțiva vincitori. Da. Și fac asta de 8 ani de zile. Au montat blocuri din CLT în Italia, adică chiar sunt buni. Și am lucrat cu ei și la Oradea și ce mi-a plăcut foarte mult la ei, că sunt foarte calmi. Da. Andrei așa un pic mai miștocar, mai băiețar, Gabi e, nu-l vezi, nu-l auzi, acolo numai bagă, știi? Bam, 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 bam. Da, da. Bagă. Foarte, foarte frumos a lucrat. Și
Da, a fost o experiență foarte satisfăcătoare așa. Bine, mi-a setat și niște așteptări, că a mers atât de repede partea aia, ziceam că wow, stai că până în Crăciun termin casa. Da, a durat 9 săptămâni fațada, deci... Dar la fațada cu cine ai lucrat? Cu echipă de pe aici. Cum i-ai găsit? Îi știam dinainte, au lucrat la e-mail, la părinți. Ok, și nu au casă de level sau Nu, da, vor fi comandat ei așa, da. Mi-au zis că ei n-au mai văzut atâta izolații niciodată, n-au mai pus 30 de centimetri de vată. Da. Și a fost nevoie de invenții ca să prindă schela de pereți, că n-aveau sisteme de prindere, fiind lemn. Și au inventat ei niște chestii, au sudat niște tije filetate cu... Tot rămânească, da, ca să schimbe fața. Am văzut alea, alea vor trebui scoase, să nu rămână. Păi da, prinse. O să le scoată. Bun, deci ai avut o echipă la structură, o echipă la fundații, o echipă la... O echipă la fațadă. Și cum ai găsit pe fiecare? În general am mers pe recomandări. Și din perspectiva asta chiar am avut parte de niște recomandări foarte bune, pentru că n-am avut probleme cu echipele. Adică au fost mici probleme la fiecare etapă, dar per total n-am avut situații de astea de care eram speriat. Ce mai auzi în povești de șantier. Că... Ce simți că te-aș fi speriat? Sau ce te-o speriat cel mai tare înainte de a intra pe șantier? Înainte de a începe? Da. Perspectiva asta, că nu știu dacă pot să mă bazez pe oamenii care vin să lucreze, dacă nu fac tot felul de inventări locale, dacă nu taie colțuri și așa mai departe. M-a ajutat foarte mult și dirigintele. Tot venea pe aici să mai uita, mai verifica. Dar și băieții au fost foarte serioși. Cât pe șantier, în afară de zilnic? Am avut perioade când veneam chiar zilnic, perioade când veneam de 2-3 ori pe săptămână, dar în funcție de etape. Cea mai intensă perioadă a fost... Asta vreau să întreb, care a fost cea mai intensă perioadă? Când a venit CLT-ul, atunci am avut o perioadă mai intensă. Ce pentru că a trebuit să rezolv foarte repede cu transportul, cumva, să fac. Deci cu câteva zile înainte a venit domnul care am vorbit pentru Macara și mi-a zis că aici nu ne intră tir, sigur. Știam că CLT-ul vine cu tir și până la urmă a găsit Paul, dirigintele, a găsit în Tomești un depozit. Am descărcat tirul la șosea. Tomești, cât e de departe de aici? Cred că vreo 5 km. Ah, ok. Deci nu e foarte mult. Practic tirul a venit, a intrat în depozit, avea o curte mare acolo, l-a descărcat în depozit și pe aia cu un camion... Am adus pe bucăți lemnul. Da, țin minte că a fost și Andrei de la noi din birou și da. Tatăl a pus mâna, reorganizat. Da, da. Și apoi era chestia asta, că trebuie să se întâmple toate lucrurile foarte fluent, unul după altul, ca să închidem. Da. Și a fost provocarea cu ferestrele, că aici n-am putut să dau comandă de ferestre până nu s-a pus și lemnul deasupra. Pe cadrele. Grinda. CLT-ul, da, grinda de CLT. După ce s-a fixat asta, am putut să dau comandă. Și a mai durat încă vreo 2 săptămâni și ceva după ce am dat comandă ca să-mi vină geamurile astea. Pe urmă, trebuia să rezolv cu vata minerală, nu găseam vata minerală, tot felul de... Cum ai găsit-o până la urmă? Am întrebat la, nu știu, vreo 5 depozite diferite. Până la urmă am reușit să o găsesc. S-ai dus tu la fiecare, după fiecare material, ai cumpărat tu? În general, da, am preferat să merg eu pe varianta să cumpăr materialele și tot în ideea de a mai salva ceva la buget. Cât ai cheltuit până acum? Am depășit 180.000 de euro până acum. 180.000 până acum? Da. Și te aștepta la 100.000. Mă așteptam când am plecat la 100.000, când s-a terminat conceptul, mi-a zis că am 150 și se pare că o să ajungem pe la 300. Păi ai și prins valul de scumpiri. Asta e, adică tu ai și pornit fix când era vârful de val cu tot. Mm-hmm. Da, da, a fost și chestia asta, plus că per total cred că de fapt știam și de la început că e mai scump să construiesc cu CLT decât ar fi fost cu zidării. Bun, la CLT-ul cât a fost? Cam 80.000. Cu totul? Da. Însemnând CLT-ul plus transport, plus montaj, plus manoperă? Cred că doar lemnul. Doar lemnul și transportul. Cred că manopera a mai fost vreo 10-11.000. Eu am bătut în cuie livrarea CLT-ului
I-am întrebat cât de târziu puteți să mi-l trimiteți și mi-au zis 15 august sau ceva de genul. Da. Și atunci data asta a devenit reperul și totul trebuia să se întâmple în jurul acestei date. Da. Deci băieții cu fundația au turnat șapa pe 14 seara, deci o zi înainte să-mi vină, să-mi vină tirul cu lemn. Noroc că trebuie să mai descar, să mai plimbi. Da. Da. Dar cred că ai dreptate, a fost undeva la 50, 40, chiar 45. Așa ți-mi minte totuși. 45, vreo 3000 transportul, da. Deci se ducea în 50 și cu încă montaj și asta vreo 60. Da. Plus toate accesorii și alte lemne, de asta zic, deci toată structura de CRT, de fapt a fost 80.000 de euro cu toate. Uh-huh. Ferestrele. Ferestre. Am căutat și aici mai multe firme, tot așa, am mers pe recomandare cu Salamander și am vorbit cu cineva care lucra cu profilul ăsta. Dar la Șuco mi s-a părut superioară tehnologia și am zis că mergem pe varianta cu Șuco. Deși nu aveam certitudinea cât de bine lucrează la montaj. Deci aici am avut ceva emoții. Cât ai dat pe întâmplării? Pe întâmplării au fost undeva la 15.000, cred. Cu tot, dași cu tot? Da. Ok. Cu tot. Zona asta e mare și litrată și are o pondere mare. Da, da. Ok, deci avem structura de CRT 80.000, întâmplările 15.000, vata 20.000, fundațiile, betoane, manoperă. Da, undeva la 12.000, cred. Oh, te-ai scos bine. Cu termenizație cu tot, nu? Ai băgat termenizație la fundație. Da, da. Nu am pus un băieț la o parte, că mai văd niște polistireni pe aici. Stai așa, deci tu ziceai că ai cheltuit 180.000 de euro. Ce mi-a plătit din banii ăștia? Au mai fost pe parte de organizare, de șantier chestii. Am avut macaraua, am avut firmă de pază aici vreo două luni. Okay. Când a venit CLT-ul ca să nu dispară vreo grindă ceva, am avut o firmă de bază. Instalații ți-ai comandat sau finisaje sau alte materiale, alte elemente? Bine, eu în suma asta pun și proiectarea. Da. Ok. Adică ce ai cheltuit până acum? Și proiectarea ai cheltuit-o. Da, da. Nu că, nu știu dacă era clar. Da, mai avut, dar asta n-a fost mult. Partea de instalații din șapă. Ok. Fundație. Și pe instalații? Pe instalații n-am plătit încă nimic. Am o ofertă undeva la 30.000 de euro. Pe ce o să faci? Ce conține oferta? E partea de ventilație, sistemul de ventilație, sistemul de încălzire în parduseală și pompa de căldură. Ok. Deci astea ar fi cam 30.000. Pe urmă mai am electricul. Așa. Da, acolo nu știu exact. Pare că o să fie mult mai puțin ăsta de făcut. Doar că n-am încă proiectul pentru racordare la rețea. De ce? Durează mult să-l facă, vreo 4 luni, nu știu ce. Luna asta ar trebui să-l primesc, doar că ne trebuie curent trifazic și aici nu știu sigur dacă există curent trifazic aproape. De asta cine se ocupă de proiectul de racord? Cei de la E.ON, practic. Aia zic, deci e de la ei, e de da, la da, furnizor. De la furnizor. El îți face. Da. Păi și ce faci cu bugetul? De unde ți-l... Știi? Păi, într-un fel, faptul că n-am reușit să o termin până în Crăciun e bine. Da. Mai am un pic de timp să mai strâng ceva. Am căutat tot felul de variante, de scurtături, dar, sincer, cred că până la urmă trebuie să mă împac cu ideea că cam atâta este și când o termin, o termin. Ok. Mă gândeam, uite, de exemplu, zi-o scurtătură. Să tai sistemul de ventilație cu recuperare căldură. Sau să schimbi altă parchet, grese, nu? Dar nici n-am ajuns să calculez finisaje aici. Adică, ideea era să pot să stau aici cât de cât și să adaug îmbunătățiri pe dacă parcurs. Tai sistemul de ventilație, va trebui să redimensionezi pompa. Pentru că deja la cât e de bine termenizată casa, la ce ferestre ai, pierderile prin ventilație sunt duble. Adică pierderile, raportul dintre pierderea dintre ventilație și din restul casei, deja ventilația ajunge să aibă pondere mai mare. Uh-huh. Și asta înseamnă că va trebui pompa redimensionată sau regândită. Am înțeles. Deci de-aia... Astea... Faza e că toate sunt foarte bine gândite și îmbinate și nu prea poți să schimbi mare lucru. Adică... Totuși ce-ai schimba? Dacă te-ai apucat mâine din nou și l-ai avea pe Dan din trecut cu Dan din viitor, ce-ai spune? Prietene! Ce-aș schimba? Păi, în primul rând, aș fi făcut un buget mai...
mai exhaustiv la început. Deci okay. Eu am plecat pe o estimare foarte în mare a proiectului. Dar nu știam cât să scos. Ce, sau cum? Ce mi-au zis, băieții de la arhitectură? Ei mi-au dat cam atât o să fie. Și mers pe ideea asta, cam atât o să fie. Dar ulterior, după multe luni, vorbind cu dirigintele, mi-a zis că ei au și un serviciu în care poate să stea vreo două săptămâni să facă un buget. Da, compară oferte cu alți furnizori, alte proiecte și spune, uite, cam atât te costă tâmplăria, cam atât te costă instalații și așa mai departe. Și dacă aș fi făcut chestia asta la început, aș fi putut să intru altfel. Adică nu m-aș fi apucat acum, sigur. Aș fi amânat startul ca să apuc să investesc banii ăștia, să pot să-mi fac suma necesară și după aia să-i dau drumul. Deci bugetul ar fi prima chestie. Acolo ce ai fi zis mai clar? Ți-ai fi resetat așteptările, adică realist vorbind? Cred că e vorba de, de așteptări până la urmă, pentru că crezând că o să mă coste o anumită sumă, am zis că ok, am suficienți bani să o termin și am dat drumul. Okay. Dacă știam că nu am, nu aș mai fi dat drumul. Aș fi așteptat să strâng suma întâi. Pentru că am și vrut să nu apelăm la credite, la bancă sau ceva. Adică ideea era să o facem pe cât posibil fără împrumuturi, datorii și alte. Bun, dar acum particularitatea la tine este că tu ai prins fix vârful cel mai prost. Deci efectiv tu când ai început să cumperi și când știu că stătea și Cătălin la telefon, era vârful în care toată lumea zicea, bă, e preț mare, preț mare, preț mare. Adică da. Și la cele te-ai prins 1400 de euro metru cub. Și la restul lemnului ai prins 1000 de euro metru cub. Uh-huh. Deci ai prins vârful alea în care... Și metalul, vă spun. Cât ai dat pe metal? Cred că vreo 4000. Doar pe stâlpii ăștia? Da. Un al doilea sfat pe care ți l-ai fi dat ție? Nu e legat neapărat de casă, e mai degrabă legat de proiect, de concept, să zic. Am fi avut mai multă grijă la copaci. Deci noi am avut situația în care am zis că bun, tăiem ce e nevoie ca să facem casă. Da. Și după aia ne-am dat seama că stai un pic, cireșul ăsta alb de aici, nu vrem să-l tăiem. Sau mai la vale sunt doi nuci peste care ar trebui să vină garajul. Dar nu ne vine să tăiem nici nuci aia. Deși nuci n-ai voie să-i taie, că trebuie să faci o chestie complicată. Da, e și chestia asta că nu-i poți tăia și ne și plac. Adică sunt destul de bătrâni, n-am vrea să renunțăm la ei. Și n-am ținut cont de asta la început, adică n-am fost suficient de clar în doleanța asta. Cât a stat pe concept totuși? Că cel puțin cu Adrian știu că se lucrează mult pe concept și chiar pune accent. Adică am stat. A fost câteva luni. Deci am avut partea aia de cunoaștere la început, după aia. Cum s-a părut pachetul de cunoaștere? Cum mi-a plăcut? Cum ți s-a părut? Cum mi-a s-a părut? Foarte fain. Adică a fost așa ca o poveste, nu știu cum. A fost foarte fain că vedeam cum prinde contur chestii la care nu ne gândisem concret până atunci și am reușit să le punem pe hârtie. Mie asta mi-a plăcut la Adriana când am început să lucrez cu ea. În pachetul de cunoaștere l-am văzut așa ca un proces psihologic de cunoaștere. Nu știu, cum a reacționat Anda? Cu pachetul ăsta? Da. Și ei a plăcut. Am constatat că avem niște viziuni diferite în etapa respectivă și am reușit să ajungem la un consens. Chiar așa, cum ai ales CLT-ul? CLT-ul a fost odată faptul că știam că se taie din fabrică și mult mai precis partea de montaj. Ok. În al doilea rând era rapiditatea cu care se ridică casa, că vreau să fie gata repede. Repede, de Crăciun, dar de Crăciunul viitor, mergi de Crăciunul viitor, e ok, dacă nu. Și de Paști, de Crăciun. Da. Și faptul că e un material ecologic a contat și asta. Plus că arată mai bine lemnul decât să vă zidul, că vă cărămida. Dar știu că inițial nu v-ați gândit să fie aparent, să rămână aparent la interior. Păi nu. Și ne uitam pe internet așa la poze cu case, cu CLT și nu știu, și aveam eu senzația că parcă să știe cutii. E o cutiuță. Da, n-aș vrea să stau într-o cutie. În schimb, când îl văd în realitate și mă plimb prin el, e cu tot o altă stare. Deci chiar... Definește-mi acea stare, chiar ești curios. Mi se pare cald în primul rând.
E un material cald și un material care, nu știu, parcă invită așa la contemplare, la un ritm de viață mai liniștit, mai armonios. Mai zen. Mai zen, da. Și chestia asta, că are cultura asta asiatică, folosește mult lemn. Da. Și noi, eu mai mult cred, am o afinitate pentru partea asta. Dacă acum ți-ai fi dat iar sfatul înapoi și te reapucat să faci casa, când ne întoarcem la sfatul, ai fi renunțat acele te? Eu nu. Anda da. Anda da? Da. De ce? Pentru ea a fost foarte surprinzătoare diferența asta de buget. Și atunci orice chestii care ar fi ajutat aici, cred că ar fi ales-o. Adică, dar la primul lucru legat de buget ar fi fost să mai aștepți o jumătate de an să scadă prețurile. Da, să se revină prețurile. Făcând abstract de faptul că chiar ați prins vârful. Deci, realitatea e că nici nu știam dacă o să scadă. Toate șantelele au înghețat. Deci toată lumea în mai a pus armele jos. Anul ăsta când au început prețurile să o ia, și numai prețurile, problemele de achiziții de materiale, toată lumea s-a hold your horses. S-a calmat. Și de-abia, adică inclusiv Vlad și-a oprit șantierul. Zic, bă, când am văzut că nu mai am, nu știu, șantier de aia o să ajungă la 500.000 de euro casa. Și e beton, pe cărămidă. Adică nu te gândi, 270.000 de pătrați. Wow. Și toată lumea s-a temperat. Da, și da. Na, acum, în schimb, e fix opusul. Peste noi am început toate, tot, montaj. Am fiecare săptămână câte un montaj de casă. Mai am ceva emoții cu, mă rog, toate neamurile au zis că sunteți nebuni, faceți case pe lemn. Așa, așa de cum ce... că neamurile au văzut casa pusă în picioare? Până la urmă i-au zis că e alegerea noastră, că o să vedem ce o să fie. Au emoții cu, nu știu, carii, probleme de genul ăsta, sau că poate să ardă, sau că problemele clasice pe care le... Ai șemineu? Gândești. În casă? Nu am, nu. Dar fumezi? Vreau. Vrei. Mă, se poate face etaj. Da. Fumezi? Nu. Gătiți cu foc? Nu. Dar ce să ardă? Dar ce ar putea să ardă? Bine, dacă îmi pun soba pe care o visez, s-ar putea să aibă de acolo ceva foc. Dar... Aici am pus să pui o plasmă, uite, între ăștia doi. Pui o plasmă de aia 4K, știi, cu un foc care merge. Îți iei un odorizant și ai rezolvat problema. Da. Vlad o băga vreo 7.000 de euro în sistemul de sobă. Bine, e cu acumulare și termo șemineu, dar în fine, costă așa. Da, da. Și un al treilea sfat pe care ți l-ai dat ție, dacă tu ai fi... te-ai întoarce în trecut. Deci eu am zis inițial că vreau un șemineu. Da. Pe urmă, când discutam cu Nandor, cu partea de încălzire, mi-a zis că la o casă pasivă e destul de greu să faci așa ceva, că să supraîncălzești. Și atunci recomandarea lui a fost să nu, plus că trebuia dat o gaură în anvelopă pentru horn. Și am zis că ok. Însă, pe măsură ce a trecut timpul și tot văzând lemnul ăsta aici, așa. Și n-aș fi păcat să pasă foc lemn. Nu ăsta, dar are un aer de cabană, știi, de munte. Așteaptă să termin finisajele. Știi că, da, e o senzație de cabană, dar de fapt după aia la cabană nu ai pereți așa de drept și nu se îmbină la fel de bine cu, nu știu, gips carton și alte profesionale. Dar mă gândeam, de exemplu, la un sfat pe care ți-ai dat legat de șantier și de managementul proiectului. Adică, ținând cont că tu ai ținut în mână șantierul, ai ținut în mână proiectul. Cred că ar fi ajutat tot așa, dacă aveam răbdare, să fi așteptat pe cineva specializat pe partea de management să poată intra pe proiect. Pentru că pentru mine a fost o experiență de învățare și per total simt că am crescut în perioada asta ca individ. Chiar mă gândeam la un moment dat că ce-ar fi să mai fac o casă. Mi-a angajat să știi, căutăm manager de proiect în rețeaua noastră, dacă vrei să... Darius, CV-ul la tine îl depune. Da, pentru că da, sunt un fel de chestii cu care m-am confruntat pentru prima dată și a fost... Na, totuși, sunt trei profesii, trei oameni, arhitectură, structură, instalații.
Și în general construcții pe care le sintetizez în câteva luni. Da, da. Și bine, mi-am și dorit să înțeleg, că puteam să zic, uite, asta e proiectul, să... Da, ești dar am vrut să înțeleg, bun, de ce facem asta așa și nu o facem altfel? De ce ne trebuie aici, nu știu ce, sistem de îmbinare și nu folosim altceva? Și cred că și de asta au fost foarte multe întrebări care le-am avut și pentru voi și pentru băieții de la arhitectură. Pentru call center, inginerie, că nu a fost asta, asta doi, în fiecare zi de la ora 10. Da, da. Bine, și au fost o fel de surprize care au apărut și pe care cred că cineva care avea experiență anterioară le-ar fi putut gestiona poate mai bine. De exemplu, pentru mine a fost o provocare să țin pasul cu materialele în funcție de când avea lumea nevoie de ele. Că am avut perioade în care, bun, ne trebuie nu știu ce și eu nu aveam de unde să iau șuruburi atâta de azi pe mâine. Trebuie să fac comandă, durat câteva zile. Da. Sau nu știu, alte materiale pe care asta ar fi fost de ajutor. Să știu clar, bun, în etapa asta ai nevoie de ăsta, ăsta, ăsta. Adică dincolo de lista de cantități care rezultă în urma unui proiect, ai fi avut nevoie de o etapizare a cantităților și o interdependență. Da. Asta o face un manager de proiect. Asta e treaba unui manager de proiect. Că eu n-am din proiect, ok, îți dau șurubul cu tare, dar când se cumpără... Plus că nu știi când faci proiectul cât de mare e echipa care face execuția, și atunci nu știi cât de repede merg lucrurile. Dar asta ar fi fost de ajutor, plus coordonarea echipelor. Adică, bun, vin băieții cu ferestrele. Asta iarăși tu ai făcut-o. Da. Tot ai făcut-o. Da. Și au fost situații când n-au putut să avanseze cu fațada, că nu erau puse benzile la geamuri. Sau... E o experiență de viață și se zice că trebuie să faci în viață, să plantezi un copac, să-ți faci o casă. Și... Copilul l-ai făcut? Copil. Fac astfel de materiale video documentate pe șantier, așa cum am făcut acum cu Dan Carp, care îi mulțumesc că ne-a primit pe șantier lui și ne-a împărtășit experiența lui de a-și face el managementul și coordonarea șantierului. Și am mai făcut astfel de materiale video și cu Claudiu Antohi și cu Vlad Baltagi, oameni care au ales să-și facă ei gestiunea de proiect. Ziceam că scopul unui astfel de material video este să învățați din experiențele celor care au trecut prin toți acești pași, să vedeți la ce să fiți atenți și la ce să aveți grijă, pentru că ați face tu casa cu mâine tale și a o coordona-o tu, vine la pachet cu o serie de lucruri neașteptate, de costuri suplimentare, de probleme, de întârzieri sau de timp morți, de buget care oarecum scapă de sub control, pentru că rolul unui manager de proiect, profesionist într-un proiect, este să-ți facă în primul rând o prebugetare corectă înainte de a intra în șantier și să-ți facă o estimare de timp, un timeline, un calendar de timp cu diverse activități care au loc, pentru că așa cum spunea și Dan și cum ați văzut și voi, una dintre cele mai importante și cele mai grele părți pentru el a fost gestiunea echipelor care au venit, coordonarea echipelor să nu se suprapună sau să nu aibă gap foarte mare. Și cumva și de aici au venit o serie de costuri neașteptate și mai mari în realizarea construcției. În plus, Dan a și prins un moment nefavorabil în construcții, pentru că știm cu toții că în ultima perioadă, în ultimul an, toate prețurile au explodat într-un mod haotic și exponențial, în care nimeni nu a mai avut niciun control. Și a prins prețuri de vârf la CLT, a prins prețuri de vârf la termosistem, a prins prețuri de vârf la hidroizolații. A avut și o manoperă complicată pe partea de fundații, pentru că a fost o casă cu destul de jucăușă pe teren. Și asta a venit în plus cu niște costuri mult, mult mai mari față de ce ar fi însemnat construirea cu un an în urmă sau cu un an jumate, pentru că bugetarea casei la momentul în care s-a făcut proiectarea a fost făcută cu un an jumate înainte, așa se face, adică înainte de a intra în șantier. În același timp, înțeleg și pe el că a ales să construiască și să se ducă cu capul înainte într-o astfel de perioadă, pentru că nimeni nu știa ce va urma. A fost o perioadă plină de incertitudini, cumva imediat după ce s-au lăsat toată starea de alertă și de urgență și de nebunii create de pandemie și de COVID. Și am observat, nu doar la aici, am observat în general că imediat după pandemie oamenii s-au avântat și s-au aruncat în a-și face case, pentru că toată lumea se aștepta la un nou lockdown la un moment dat și nu mai vrea nimeni să sufere să trăiască la bloc sau în spații foarte închise. Și atunci e normal că într-o astfel de context, într-o astfel de perioadă, costurile mai mari ale tuturor materialelor, manoperilor și date de toate incertitudinile care au apărut, au dus la
un cost mult mai mare al casei într-un final. Nu înseamnă că casele din CLT sunt extraordinar de scumpe, nu înseamnă că casele pasive sunt extraordinar de scumpe. Nu vorbim de o casă pasivă aici, e o casă eficientă energetic, dar nu a atins standardul de casă pasivă în sine. Și puteți să vedeți peste tot în jurul vostru, mai întrebați, mai vorbiți cu prieteni, mai dați de veste că sunt oameni care în perioada asta în care au construit au avut depășiri considerabile de preț și de buget pe casele lor. Așa că dacă vrei să ai niște costuri controlate și vrei să știi foarte clar cât te costă casa ta, în primul și primul rând realizează un proiect care să fie foarte detaliat, cu foarte multe liste de cantități aferente, care listele de cantități să fie defalcate pe etape de construcție, și vorbește cu cineva care are experiență de șantier, cu un manager de șantier, cu un diriginte de șantier sau cu cineva care se ocupă de execuție, să te ajute să-ți facă o prebugetare clară. Prebugetarea înseamnă că ia acele liste de cantități, ia bucăți din proiect, le trimite la ofertat la 1, 2, 3, 4 furnizori, primește ofertele, le compară între ele, le așează niște tabele, poți să le citești vorba aia ca la magazinele de cumpărături online și așa poți să vezi un buget mai realist, cu o așteptare foarte clară despre cât te va costa casa ta și să nu ajungi să ai 30.000, 40.000 de euro buget de bani cheltuiți pe neprevăzute. Tocmai de aceea, pentru cei care au ales să fie proprii lor manageri de proiect și care aleg să se ocupe foarte hands-on, foarte aplicat pe proiectele lor, pentru că până la urmă, așa cum este și Dan, cum a fost și Vlad, cum a fost și Claudiu, pentru că până la urmă tu, cel care îți faci casa ta pentru tine, din banii tăi, ești cel mai motivat și cel mai atent și cel mai grijuliu și cu banii pe care îi bagi acolo, dar și cu calitatea pe care vrei să obții. Și tocmai din acest motiv am creat acest pachet de asistență pentru beneficiari în cadrul Academiei Șoflete, în care timp de 12 luni, în fiecare săptămână, pe parcursul unui an întreg, vom sta alături de tine într-un grup de lucru în care vorbim de la ce înseamnă să pui casa corect pe teren, până la ce înseamnă un proiect bine făcut și mai ales cum să fac corect toate detaliile de execuție, cu ce furnizor să lucrezi, cum să compare oferte între ele și așa mai departe. Adică, practic, facem din tine viitorul manager de proiect al casei tale. Îți las și un link în descrierea acestui material video în care poți să vezi mai multe despre ce înseamnă acest program de asistență pe care l-am făcut. Program inspirat de experiențele acestea pe care le-am documentat în ultima perioadă și inspirat și de faptul că îmi dați seama că nu putem fi prezenți fizic pe fiecare șantier, dar putem să ajungem online, virtual, pe baza unei platforme foarte bine structurate pe cât mai multe șantiere de alebastru. Vă mulțumesc și mai am o surpriză pentru voi. Am deschis un nou canal de YouTube, se numește Sfatul Șofete, în care am luat materiale video postate de până acum și le-am feliat în bucăți mai scurte, de câte 2-3 minute, de tip pastile cu sfaturi utile în construcții, pe care le găsiți postate zilnic pe canalul Sfatul Șofete, dar și pe Facebook și pe LinkedIn, și acolo puteți să vedeți în fiecare zi câte un nou sfat despre cum să construiești mai bine.